În fiecare an, la 9 mai, popoarele Europei sărbătoresc încheierea cele mai sângeroase conflagrații din istoria omenirii. Astfel, și la Nisporeni a fost marcată Ziua Victoriei printr-un program care a început cu un miting, apoi cu oficierea slujbei de pomenire pentru cei căzuți pe câmpul de luptă. În memoria ostașilor căzuți a fost păstrat și un moment de reculegere cu executarea salvelor de foc. Ce înseamnă pentru dumneavoastră aceasta? Eu cred că o sărbătoare de suflet. Ne amintim oricum de lumea care a luptat pentru noi, pentru copiii noștri. O zi de sărbătoare, dar și totodată și cu durere în suflet pentru cei care au căzut pentru noi, pentru cei care s-au dat viața pentru noi, pentru binele nostru. E o zi și de bucurie, dar și de tristețe. Că cineva a luptat, câmpul de luptă, ca să avem toate ce le avem acum. Funcționarii publici și oamenii de rând au sărbătorit Ziua Victoriei la Monumentul Eroilor Căzuți în cel de-al doilea război mondial. Din păcate, la această ceremonie nu au fost prezenți și cei 6 veterani din oraș, din motive de sănătate. Ne închinăm cu pietate în fața veteranilor războiului, ale căror rânduri ale acestei armate s-au rărit, rămânând în viață foarte puțini. Toți ei acum au probleme de sănătate. Ei sunt un model de curaj, demnitate, mândrie și voință pentru tânăra generație. Astăzi noi cu toții retrăim sentimente de bucurie și totodată de tristețe. 9 mai este o zi semnificativă nu numai pentru noi nisporeni, dar pentru întreaga Republică, pentru întreg continent european. Manifestarea s-a finalizat prin depuneri de coroane și flori la monument. În acest an este marcată cea de 68-a aniversare a victoriei asupra fascismului și comemorării eroilor căzuți pentru independență patriei.